Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. Tot am spus că o să fie celelalte ultimele episoade, dar cred că ăsta o să fie ultimul episod pe anul acesta. Nu aveam cum să nu-l filmăm. Este o mașină foarte specială din punctul meu de vedere, și anume un Mercedes AMG GT63S. De ce am spus Mercedes AMG și nu am spus Benz AMG? Pentru că mașina este creată de la zero de inginerii de la AMG. Nu are nicio legătură cu Mercedes-Benz. Tocmai din acest motiv, mașina este primul AMG construit în 4 uși vreodată și mai nou, cea mai puternică și cea mai rapidă mașină cu 4 uși din lume. Mașina vine cu bine cunoscutul lor motor de 4 litri biturbo și, atenție, dezvoltă 639 de cai putere. Gândiți-vă că toată puterea asta este practic pe o mașină în 4 uși, între ghilimele, o mașină de familie, să-i spunem așa, cu portbagaj, cu 4 uși, în care poți să te duci oriunde, atât și pe circuit, cât și la cumpărături cu ea, și poți să o folosești zi de zi. Și 900 Nm. Este fenomenal. Gândiți-vă că unele mașini diesel modificate foarte mult ajung să aibă acest cuplu. Păi cum știți, la benzină cuplu tot timpul este mai mic ca la un diesel. Vine cu bine cunoscuta lor cutie 9G, care acum pe acest model are funcția de race mode. Este practic un launch control, dar mult, mult îmbunătățit. Ca să poți urni toată această putere, bineînțeles că ai nevoie de sistemul 4x4, altfel mașina, după părerea mea, nu ar sta pe șosea, cel puțin la accelerații fulminante cu start de pe loc. Are un sistem Formatic Plus, la fel, Plus este un sistem mult mai bine îmbunătățit față de Formaticul clasic de pe Mercedes, pe care îl știți. Ce au venit ei nou, practic de la AMG GT în două uși, știți, acele turbine montate în interiorul V-ului, ca mașina să nu aibă deloc lag. Toate că este o mașină turbo, ea nu are lag, are, sau dacă are, este insesizabil pentru noi, șoferii de zi cu zi, poate pentru un pilot e altceva. Această mașină este considerată succesorul lui AMG GT și a fostului SLS AMG, mașini la fel concepute de la zero, doar de inginerii AMG. În rest, mașina este la interior, ca să spunem așa, ca un S-Class normal, cu această tabletă imensă. Acest interior care vine pe AMG GT în două uși, dar bineînțeles că ei nu s-au mulțumit doar cu atât și au adus luxul la nivel de artă, după părerea mea, inclusiv în spate. Deci mașina este fenomenală la interior. Ai tot luxul din lume, cele mai bune materiale, piele în apă. Noi acum o să o trecem puțin pe manual, este un treapta a treia, și haideți să vedeți ce înseamnă să nu ai pe o mașină turbo lag. Exact ce spuneam. Deci e ca o mașină aspirat. Instant. Bineînțeles, și acele pop-up-uri pe fundal. Mașina, din ce știu eu, este încă stoc. Probabil, nu știu, va primi ceva, habar n-am. Dar după părerea mea, nu ai nevoie să umbli la modificări. Ce au adăugat ei nou, ceea ce pe modelul AMG GT în 20 nu exista, este acest manetino, cum îl numesc eu, în care tu practic poți să selectezi modurile de condus. Ori ai butonul de aici, ori cel de aici. La fel, ce au adus nou pe volanul acesta este acest switch care îți dă posibilitatea să ridici sau să cobori aileronul, pentru că pe această mașină avem două opțiuni. Aileronul fix, care stă acolo nemișcat, sau, cum avem noi acum, aileronul activ. Îl ridici sau îl cobori, sau dacă îl lași pe automat, bănuiesc că se va ridica singur la anumită viteză, și evacuarea activă. O pornești sau închizi, depinde dacă vrei să se audă sau nu tare. De capul meu. Deci, greu îți vine să crezi, dacă ai fi legal la ochi și te-ar pune cineva în mașina asta și ar accelera cu tine și te-ar spune că ești într-o mașină sedan în patru uși, și gândiți-vă că ea nu cântărește puțin, dar este o mașină destul de grea, și inclusiv ținând cont că este 4x4, după cum știți, tracțiunea 4x4 adaugă niște kilograme în plus. Vai de capul meu. Deci e una dintre cele mai rapide mașini pe care eu probabil le-am filmat.
una dintre cele mai rapide, cum am spus, e când te uiți la alții pe YouTube, știi, care filmează această mașină și spun, zici că na, poate laudă mașina, după cum știți, noi nu avem niciun interes să laudăm nicio mașină, pentru că noi luăm mașini de la proprietari, nu de la dealeri, dar mașina într-adevăr este fenomenală. Deci trage rău, mă, frate. Uite. Mi-am uitat stomacul. Am și controlul la mașina asta, practic race mode, cum spune ei mai nou, e ceva fenomenal. Experiența asta, deci practic pleci ca din praștie. Puține mașini ți-o oferă. Din ce am filmat eu, ce pot să spun că ți oferă acest apropiat de senzația asta? Bugatti, pista, care pleacă tot așa, ca din glonț. Golful de 800 de cai. Puține mașini, vă spuneam. E ceva ou. Gândiți-vă că mașina este sedan. Asta trebuie să o țină toată lumea minte. Nici măcar AMG-ul în două uși nu pleacă așa. Nici E63-ul S, care am filmat și avea 760 de cai. Este o mașină mult mai ușoară ca asta. Practic cu același motor ca asta. Dar aia vine cu 612 cai. Era modificat la 760 de cai și tot nu pleca ca mașina asta. Bun, cam ăsta a fost clipul cu Mercedes AMG GT 63S. După cum spuneam, mi-a spus și proprietarul, mașina, după părerea mea, va rămâne în istorie, cumva, pentru că este cel mai puternic AMG construit vreodată. Niciunul nu se apropie măcar de această sumă de 639 de cai. Este primul AMG construit vreodată în 4 uși, deci are toate aturile ca mașina să devină o legendă, ca să spun așa, și să-și mențină prețul peste ani. Cei care vor să achiziționeze o mașină în acest buget, cât s-ar încadra aceasta, să gândească de două ori înainte, pentru că asta este o opțiune de luat în considerare, acest AMG. Nu cred că sunt multe mașini la acest preț care poate să bată vreodată această mașină. Probabil doar un supercar, dar gen Lamborghini sau Ferrari, de aceea nu poți folosi ca mașină de zi cu zi. Nu ai așa de multe avantaje cu aceasta. Până data viitoare vă spun la revedere!